Din 2012 a fost inaugurat în Burdujeni Parcul Copilului, un parc în incinta exterioară al Liceului Industrial numărul 1. Tot atunci în proiect era prins ca în fiecare zi de duminică strada cuprinsă între Gheorghe Doja și Calea Unirii, mai exact această porțiune din Calea Burdujeni, să fie închis accesul auto, iar zona cuprinsă între strada Căliman și Calea Unirii, între, până la sensul Ceatoriu, să fie doar zonă pietonală. În așa fel încât populația din zonă și ceilalți să poată veni să se plimbe cu role, biciclete și se poată plimba pe o zonă pietonală. De aceea vreau să vă anunț că am dispus ca începând cu duminică 26 aprilie, pentru că se și va încălzi de acum, această regulă să fie readusă în aplicare. Mai exact, după cum spuneam, între orele 6 dimineața și 24, în fiecare duminică, strada Calea Burdujeni între Gheorghe Doja și giratorul de pe Calea Unirii va fi închisă accesului auto. În zilele de duminică și autobuzele TPL vor circula după o rută modificată. Autobuzele cu numărul 2 vor urca de la stația Orizont până în stația Cinema, după care vor ajunge la gară pe strada Gheorghe Doja. Poliția locală rutieră va fi prezentă acolo pentru a îi dirija pe cei care locuiesc în zonă să învețe traseul care trebuie să-l folosească în fiecare duminică, pentru că ne-am gândit și la un astfel de acces. Poliția mare rutieră a fost informată și știu că acest lucru se va întâmpla. Cei de la transport public local, autobuzele, vor ocoli această porțiune, vor merge pe sus în Burdujeni și au cale de acces și, bineînțeles, vor fi montate semnele pentru traficul greu dinspre Botoșani să știe că această stradă este închisă. Fântâna arteziană din parcul de pe Calea Burdujeni va fi pusă în funcțiune, iar în perioada următoare, în parc, vor fi montate aparate de fitness. Se va asfalta, sperăm noi, mâine sau poimâine, pentru că vremea va fi călduroasă și de duminică sucevenii din zonă trebuie să știe clar că se pot plimba liniștiți cu copiii în zonă, se pot da cu rolele, cu bicicletele acolo. Fântâna arteziană va fi pusă în funcțiune și în perioada următoare suntem în procedură de achiziționare. În zona respectivă vor fi amplasate, pe lângă acel loc de joacă existent deja, și aparate de fitness în aer liber, pentru ca tinerii, bătrânii să mai facă mișcare, nu numai duminica. Vor fi amplasate pentru tot timpul în parc, dar mai mult în weekend să fie mai multă animație în zonă.